rezolvarea în acest caz ar fi fost o strictă respectare a regulilor. Tu te asiguri, tu stat și tu administrație locală, te asiguri că regulile impuse sunt respectate în interiorul pieței Obor, că vorbim acum despre asta. Apoi, nu este corect să generalizezi. Dacă în piața Obor autoritățile nu-și fac întru totul datoria, nu este corect să-i pui să plătească pe toți cei din restul țării pentru ceea ce se întâmplă aici. Rezolvi problema și ești corect cu toți cei alți. Apoi, cum adică vii cu un astfel de plan de închidere a piețelor, negândindu-te la oamenii care sunt afectați de asta și în loc tu, guvern, să fi făcut un plan din timp și să fi gândit măsurile care să sprijine acești oameni în momentul în care ei rămân în aer? Pentru că îi lași așa pe niște oameni care trăiesc de acolo, care își țin familiile, îi lași cu gura căscată, efectiv, șocați de ceea ce poți să faci împotriva lor. Păi ăsta este oare parteneriatul despre care ei ne vorbesc? Avem nevoie de un parteneriat cu cetățenii în această perioadă. Este oare un parteneriat corect să impui doar asupra oamenilor simpli, că e vorba tot despre oamenii simpli? Tot în aia se lovește. Tot asupra acelora venim cu noi abuzuri și cu noi idei halucinante. Dar nu e vorba numai de asta. Vreau să subliniez un lucru. Premierul i-a certat că poate ne era dor să fim certați noi dacă mergem la piață. Poate.